Rusia a atacat din nou ținte civile din Ucraina în regiunea Kiev și Zaporojie. Vă avertizez că urmează imagini șocante. Acesta este momentul în care o dronă lansată de ruși lovește un bloc cu 9 etaje din Zaporojie. O persoană a murit și cel puțin 18 au fost rănite, anunță oficialii locali. Alte drone de fabricație iraniană au lovit 2 blocuri de locuințe și o instituție de învățământ de lângă capitală. 4 oameni au murit acolo și 7 au fost răniți. Mai sunt încă persoane sub dărâmături și peste 100 de salvatori au fost trimiși la fața locului. Potrivit armatei ucrainene, în această dimineață, rușii au lansat 21 de drone iraniene asupra orașelor ucrainene, din care 16 au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Președintele Zelenski a reacționat la aceste atacuri și a spus că de câte ori cineva rostește cuvântul pace la Moscova, altcineva dă ordin pentru asemenea acte criminale, aluzie la declarațiile făcute în timpul vizitei președintelui chinez.